Pentru Monica Bârlădeanu, frumoasa româncă născută în Iași pe 12 decembrie 1978, oportunitatea de a lucra în televiziune a apărut odată cu primele apariții în anumite reclame și astfel visul tinerei era îndeplinit. Pentru actrița și omul de televiziune Bârlădeanu este însă o provocare să dovedească publicului că este un personaj credibil, așa că prezentarea unui show de televiziune precum La Strada și apariția în câteva filme, ca Moartea domnului Lăzărescu, de exemplu, face din Monica un cunoscut personaj din lumea vedetelor. Dar ce spune actrița despre rolul din filmul lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu? A venit ca o confirmare că, mă rog, oarecum sunt pe un drum care ar putea să ducă undeva. Lucrul cu Cristi Puiu a fost o experiență care a setat niște standarde pe care le-am regăsit foarte greu mai târziu. Și să zicem că e ca și cum ai avut o experiență extraordinară. Francesca sau serialul Lost, realizat în Statele Unite ale Americii, sunt alte filme în care actrița româncă de succes a fost solicitată să joace. Monica Bârlădeanu, al cărui interpret preferat este Eros Ramazzotti, recunoaște că posedă un viciu suficient de păcătos și acesta provine din lumea produselor culinare dulci. Viciile, Red Velvet Cupcake. Red Velvet Cupcake. Red Velvet Cupcake. Asta culinar e destul de păcătos, adică e unul din lucrurile de la care nu mă abțin foarte greu. Și pentru viciul de la care nu se poate abține, Monica mai face câte o vizită, drept este și în alte scopuri, pe la Los Angeles. Frumusețea româncei născută la Iași pare să nu fie afectată, cel puțin până acum, de viciul dulce făcut deja public. Important este însă că, atât pentru emisiunea sa, La Strada, cât și pentru filmele în care a fost distribuită, Monica Bârlădeanu dovedește că a fost capabilă să-și realizeze visurile și să-și creeze o carieră sprijinită în acest sens fiind și de familia sa.